Nu dau interviu, cum fac declarații. De ce? Dar totuși să vă spuneți. Eu am spus tot. Dumneavoastră vă considerați vinovat? Măcar asta să ne spuneți, dacă da sau nu. Nu trebuie un timp să fii viață în turma. Ce nu spune cum am opălit cu cealaltă în curs la schinare? Se pronunță dispozitivul sentinței motivate. Fără să Slavii vă se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzută de articolul 71 alineatul 2 litera A, 71 alineatul 3 litera A cod penal, 72 alineatul 2 liter A cod penal și în baza acestei legi stabilă pedeapsa după cum urmează. În baza articolului 71 alineatul 2 litera A cod penal, cu închisoare pe termen de 6 ani. În baza articolului 71 alineatul 3 litera A cod penal, cu închisoare pe termen de 11 ani. În baza articolului 72 alineatul 2 litera A cod penal, cu închisoare pe termen de 6 ani. Formă articolul 84, numit un cod penal pentru concurs de infracțiuni, pentru cum o parțială pedepsă aplicate, a stabilit lui Florea Stanislav Ion pedepsă definitivă, concesoare pe termen 13 ani, cu executare pedepsei penitenciare de tip închis. Acțiune civile înaintate de interese părților automate, Domnul Tamara, Mirna Tatiana, Mironașa Lipidela, Sărnevă Tatiana, se admit în principiu, urmă ca să fie automat de spunerea publică, să hotărască instanța civilă. Corpul de delict, probabil aplicat în baza procesului plan de petiții ținut 1.3.2.2, deci stăi proprietarul Florea Antonina. Sentința poate fi atacată în copierul în termen 5 zile, la care fiul dorsul întâlnești cu părinții dorsului. Președinte, judecători, sănători. Ședința de judecată se declară închisă. Domnul așteptăm atunci aici. Da? Nu spune că ești vinovat de atâta. Lasă spune. Cum să vă duc joc? Ce nu spune la fuzie? Fac ceva Domn Florea, sunteți liber azi? Da, e avut. Mulțumit de decizie. El trebuie cu tătul închis. De ce pleacă el? De ce am închis? Ce să puțin o dată, nu mă închide pe viață. A fost aplicată măsură preventivă, obligația de a nu presi localitatea până la intrare sentinței în vigoare. Sentința a intrat în vigoare în caz dacă nu va fi atacată. Peste 15 zile în caz dacă va fi atacată la soluționarea curții de apel Bălți. Veți cere o pedeapsă mai aspră pentru... Dacă dumneavoastră veți ataca la curtea de apel să cereți o pedeapsă mai aspră? Încă o dată, repet, când am să văd decizia motivată a instanței, eu am 15 zile la dispoziție pentru a mă decide. Din start, cât ați cerut? 15 ani. Părțile vătămate și noi ca avocate nu suntem mulțumiți cu sentința din mai multe puncte de vedere. În primul rând, instanța nu s-a expus asupra arestării din sala de ședință. Cu alte cuvinte, ea a admis să plece liber din sala de ședință, deși i-a dat o pedeapsă prin cumul de infracțiuni, 13 ani în penitenciar închis. Asta este puțin. Clientele noastre nu sunt mulțumite, consideră că el ar trebui să aibă o pedeapsă cu detenție pe viață.
Un alt dezacord pe care îl avem cu sentința este neadmiterea acțiunii civile pentru toate părțile vătămate. Dacă ați fost atenți, au fost anunțate anumite părți vătămate, anumite familii și instanța a zis că admite de principiu. Asta înseamnă că, de fapt, suntem trimiși ca să ne adresăm repetat cu o cerere civilă în instanța obișnuită, adică să începem de la început procedurile judecătorești. Și asta aparte nu o putem face până sentința de astăzi nu intră în vigoare. Unul din articolele incriminate inculpatului prevede pedeapsă maximă detenție pe viață. Care este acest articol? 171 alineat 3, cod penal. Ce înseamnă? Deci, viol care a fost comis în privința unei persoane care se afla în custodie medicului, deci de care medicul avea grijă. Recent, deja prevederea legală prin care un judecător putea admite doar în principiu acțiunea civilă a fost anulată și prin modificările din codul de procedură penală, judecătorii sunt obligați să examineze aceste acțiuni pe fond și să expună în privința acestui lucru, ceea ce nu s-a întâmplat.